Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează „Este necesară o investigație parlamentară în legătură cu activitatea SCL România, dar mai ales cu modul în care utilizatorii români de Facebook au fost manipulați cu diverse obiective politice. Stimați colegi, prin declarația politică de astăzi vreau să atrag atenția asupra unei probleme grave și actuale, protecția datelor pe internet și protejarea democrației românești de ingerințele manipulărilor prin intermediul rețelelor sociale. În România există peste 18 milioane de alegători și peste 10 milioane de conturi de Facebook. Românii sunt europenii care se declară cei mai dispuși, în proporție de 59%, să aibă încredere în știrile și informațiile pe care le accesează prin intermediul rețelelor sociale și aplicațiilor de mesagerie, potrivit unei cercetări efectuate de Comisia Europeană. Cu alte cuvinte, din cele peste 10 milioane de români care folosesc Facebook, peste 6 milioane sunt dispuși să aibă încredere în orice citesc acolo. La polul opus, cetățenii din Italia, 19%, Germania și Austria, 17%, sunt printre cei mai puțin dispuși să aibă încredere în informațiile disponibile pe rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie, în timp ce 38% dintre respondenți nu folosesc această platformă. În mod curios, în aceste țări, nu vezi nici agitatori politici pe rețele sociale, nici îndemnuri și organizări pentru proteste și manifestații politice, nici indivizi care să îndemne la violență în numele unei agende politice extremiste. Scandalul Facebook, Cambridge Analytica, a scos în evidență trei aspecte. Marile companii de tehnologie, precum Facebook sau Google, profită în mod mercantil și cinic de pe urma clienților lor. Acest lucru trebuie oprit și reglementări legislative trebuie elaborate cât mai repede. În secolul 21, democrația nu depinde exclusiv de expresia suverană a cetățenilor care se pronunță prin vot, din păcate, ci depinde de gradul de manipulare prin intermediul rețelelor sociale și a acestei voințe. România nu este ferită de acest risc, dacă nu cumva el s-a produs deja. Dacă acum câțiva ani campaniile de presă erau menționate ca amenințări la adresa siguranței naționale, în prezent manipulările prin rețelele sociale trebuie clar tratate ca amenințări la adresa siguranței naționale. Având în vedere că SCL, compania care a fondat Cambridge Analytica, acționează și în România, și având în vedere că această companie are încheiat chiar un contract de consultanță cu o companie americană care trebuie să ofere servicii de educare membrilor Congresului SUA și membrilor administrației SUA în problemele legate de corupția din România, după cum scrie negru pe alb în contract, consider că se impune o investigație a Parlamentului României atât în legătură cu activitatea SCL România, cât și în legătură cu modul în care datele utilizatorilor români ai platformei Facebook au fost folosite în diverse interese politice. Vă mulțumesc, Beatrice Tudor, deputat PSD București.